păprișne bucurie, căci Domnul cu slavă, căci Domnul cu slavă, din moarte va zivnăvie. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, suntem în Duminica 6 a Sfintelor Paști și astăzi ne bucurăm împreună cu frații ortodoxi, precum și cu confrații noștri din Biserica Greco-Catolică, care sărbătoresc Paștele, așa încât bucuria noastră este deplină, pentru că dăm glas sentimentelor noastre de bucurie, dar mărturisim și aceeași credință că Iisus este cu adevărat înviat. Iisus continuă să fie cu noi prezent, deși în mod invizibil, El continuă să fie prezent și ne asigură că nu numai El, dar și cu Tatăl și cu Duhul Sfânt continuă să locuiască în sufletele noastre, noi care mărturisim credința în învierea Sa. Așadar, ne bucurăm mai departe de această prezență și astăzi îi cerem ca să rămână mereu cu noi, să ne călăuzească pașii și să ne întărească în mărturisirea credinței noastre. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, ne dură, te vede noi. Doamne, ne dură, te vede noi. Hristos, ne dură, te vede noi. Hristos, ne dură, te vede noi. Doamne, ne dură, te vede noi. Doamne, mărire în cerul lui Dumnezeu. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruie dona. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruie dona. Hristos a înviat
rugăm. Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul de a celebra cu însuplețire aceste zile de bucurie, în care cinstim învierea Domnului, pentru ca misterul pascal pe care îl contemplăm să se manifeste necontinuit în faptele noastre, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Din faptele apostolilor. În zilele acelea, în orașul Antiohia, au venit unii credincioși din Iudeea, care au început să învețe pe frați, zicând: dacă nu veți primi tăierea împrejur după legea lui Moise, nu vă veți putea mântui. Paul și Barnaba s-au ridicat împotriva acestora și au ajuns la discuții aprinse cu ei. Atunci s-a hotărât ca Paul și Barnaba, împreună cu alți câțiva frați, să meargă la apostolii și bătrânii din Ierusalim pentru a lămuri această neînțelegere. Apostolii și bătrânii din Ierusalim, împreună cu toată biserica, după ce au luat hotărârea privitoare la primirea păgânilor în biserică, au ales pe doi dintre ei pe care să-i trimită la Antiohia, împreună cu Paul și Barnaba. Aceștia erau Iuda, numit și Barsaba, și Sila, bărbați de frunte printre frați. Lor le-au încredințat următoarea scrisoare: apostolii, bătrânii și frații salută pe frații de origine păgână din Antiohia, Siria și Cilicia. Deoarece am aflat că unii dintre noi, fără încuvințarea noastră, s-au dus și v-au tulburat cu vorbele lor, v-au neliniștit sufletele, noi, în unanimitate, am hotărât să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi cu iubiții noștri, Paul și Barnaba, oameni care și-au pus viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. V-am trimis așadar pe Iuda și pe Sila, care să vă transmită același lucru prin viu grai. Duhul Sfânt și noi înșine am hotărât să nu vă impunem nicio altă sarcină, în afară de acestea care sunt necesare, să vă feriți de cărnurile jertfite idolilor, de sânge, de ceea ce a fost ucis prin sugrumare și de necurăție. Dacă vă veți feri de acestea, veți fi pe calea cea bună. Multă sănătate! Cuvântul Domnului! Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să-și îndrepte spre noi fața senină, ca să se cunoască pe pământ calea ta și mântuirea ta la toate popoarele. Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Neamurile să tresaltă de bucurie și să cânte, pentru că judeci popoarele cu dreptate și călăuzești neamurile pe fața pământului. Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Să-ți mulțumească popoarele, Dumnezeule, toate popoarele să-ți mulțumească. Dumnezeu să ne binecuvânteze, toate marginile pământului să-L cinstească. Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan.
Eu, Ioan, am văzut un înger care m-a dus cu Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, coborându-se din cer de la Dumnezeu, învăluită în slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preț, ca piatra cristalină de iaspis. Avea un zid mare și înalt cu 12 porți, iar la porți 12 îngeri. Pe porți erau scrise numele celor 12 triburi ale fiilor lui Israel. 3 porți erau la răsărit, 3 porți la miază noapte, 3 porți la miază zi și 3 porți la apus. Zidul cetății era clădit pe 12 pietre de temelie și pe ele erau scrise 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. În cetate nu am văzut niciun templu, căci templul ei era Domnul Dumnezeu atotputernic și mielul. Cetatea nu avea nevoie de soare, nici de lună ce să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu o lumina și făclia ei era mielul. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul, și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Aleluia, aleluia, aleluia. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a spus ucenicilor săi, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el și vom rămâne la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Ori cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dar acestea vi le spun câte vreme mai sunt cu voi. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, El vă va învăța toate și vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu ca pacea pe care o dă lumea. Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni din nou la voi. De m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini, că atunci când se vor împlini, să credeți în mine. Cuvântul Domnului. Am văzut un înger care mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, învăluită în slava lui Dumnezeu. Hristos a înviat! Excelența voastră, preasfințite Aurel, cernice Părinte Cornel, iubiți credincioși, știm că oamenii sunt înzestrați cu o putere deosebită, cu un dar deosebit, pe care îl observăm atât la cei mici, cât și la cei mari, până în ultima clipă. Este vorba de darul imaginației, de această putere a imaginației pe care o avem toți și pe care ne-o folosim într-o măsură mai mare sau mai mică.
Uneori imaginația, mai ales când este vorba de copii, merge până acolo încât se confundă cu minciuna. Nu știm cât și-au imaginat un lucru sau cât își doresc acel lucru să fie într-adevăr ceva real. Și atunci unii spun că de fapt copiii mint. Ei nu mint, doar își imaginează că așa stau lucrurile. Imaginația nu are în sine valoare bună sau rea. Depinde de noi cum o folosim. Este bună dacă o folosim într-un mod pozitiv, devine rea dacă o folosim pentru lucruri mai puțin bune, pentru lucruri rele. Putem să folosim această zi, această duminică, și să ne facem un examen de conștiință în privința imaginației noastre. La ce ne folosim imaginația? Care sunt ultimele lucruri de care ne amintim că ni le-am imaginat? Lucruri recente. Am putea, iubiți credincioși, pornind de la sărbătoarea pe care o trăim astăzi, împreună cu frații ortodoxi, împreună cu Biserica Greco-Catolică, am putea să facem un examen asupra vieții noastre și să ne întrebăm cum ne imaginăm noi că a avut loc învierea. De fapt, ne imaginăm vreodată învierea? Ne-am imaginat vreodată, ne-am închipuit că am fi acolo, în acele vremuri, atunci când Iisus a înviat, cum am reacționat, ce am face? Ne-am imaginat vreodată ieșirea lui Hristos din mormânt, cum arăta, cum s-a întâmplat, cum s-a dat piatra la o parte și așa mai departe? Sau, având în vedere prima lectură de astăzi, ne-am pus vreodată în locul celor dintâi ucenici al lui Iisus, în locul oamenilor care au format biserica la început, problemele lor, grijile lor, cum încercau să rezolve acele mici neînțelegeri care apăreau, așa cum am auzit astăzi în prima lectură luată din Faptele Apostolilor, nu știau dacă e necesară sau nu tăierea împrejur pentru păgâni și în cele din urmă au luat o hotărâre și au spus că nu, nu este necesar. Sau, lăsând un pic deoparte învierea, putem să ne examinăm într-o altă privință, și anume, de câte ori ne gândim la viața veșnică? Sau cum ne imaginăm noi că va arăta împărăția lui Dumnezeu, acea cetate sfântă despre care ne-a vorbit Apostolul Ioan în cea de-a doua lectură? Ne vedem vreodată în împărăția lui Dumnezeu? Cum vedem această împărăție? Ce formă va avea și mai ales cum ne vedem pe noi în această împărăție? Ținând cont, bineînțeles, și de felul în care trăim pe acest pământ, dacă vom merita sau dacă vom dobândi, că de meritat, numai Dumnezeu știe dacă merităm, dacă vom dobândi prin meritele lui Hristos această împărăție, cum vom arăta noi în viața veșnică? Unii spun că dacă ești bibliotecar, îți imaginezi viața veșnică, sau dacă ești pasionat de cultură, îți imaginezi veșnicia ca o bibliotecă. Vei putea să citești în continuu. Alții spun că dacă ești florar, veșnicia, viața veșnică poate să fie ca o grădină înflorită, unde totul este armonios, este frumos. Depinde de fiecare cum își imaginează viața veșnică, însă poate mai mult decât modul în care ne imaginăm noi viața veșnică, avem în cea de-a doua lectură descrisă starea. Cum va fi? Cum vom fi? Cum ne vom simți în acea veșnicie alături de Dumnezeu, alături de Sfinți? Apocalipsul Sfântului Ioan ne ajută să dăm drumul imaginației noastre și să ne închipuim, măcar pentru câteva momente, cum va arăta împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ioan ne-o descrie ca o cetate cu ziduri, cu porți și porțile apărate de îngeri. Ne putem imagina, fie din filme, fie din
ruinile unor cetăți pe care le-am văzut, o cetate întărită, se naște sau ar trebui să se nască noi, iubiți credincioși, această dorință după viața veșnică, pentru că acolo vom avea ceea ce uneori aici pe pământ ne lipsește, și anume siguranța și pacea. Avem nevoie de acest sentiment de siguranță. Avem nevoie de acea pace pe care Hristos în Sfânta Evanghelie ne-a spus: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu ca pacea pe care o dă lumea, este o altfel de pace, o pace care aduce siguranță, acea siguranță pe care o vom gusta în viața veșnică, în acea cetate a lui Dumnezeu, înconjurată de ziduri, cu porți apărate de îngeri. Trebuie, iubiți credincioși, să ne folosim imaginația și în această direcție, pentru ca să ne dorim viața veșnică, și dorindu-ne viața veșnică, să muncim mai mult faptele noastre, să devină o dovadă a faptului că vrem ca într-o zi să ajungem în această cetate. Apoi Apostolul Ioan spune că această cetate nu avea nevoie de soare, nici de lună ca să o lumineze, însă ea era strălucitoare, strălucea asemenea unei pietre de mare preț, era ca o piatră cristalină de iaspis. Era slava lui Dumnezeu cea care o lumina. Pe lângă siguranță și pace, iubiți credincioși, viața veșnică înseamnă lumină, înseamnă claritate. Este locul în care, putem spune, nimeni nu va mai putea să se ascundă după deget. Nimeni nu va mai putea să se dea ceea ce de fapt nu este. Acolo va fi transparență, claritate, lumină. Și iarăși, așa cum avem nevoie de siguranță și de pace, avem nevoie și de claritate. Avem nevoie de această lumină, avem nevoie să ieșim cumva din această obscuritate în care se pare că ne cufundăm, și nu întotdeauna fără vina noastră, ne cufundăm din ce în ce mai mult. Și nu în ultimul rând, această cetate, spune Apostolul Ioan, are 12 porți, câte 3 îndreptate spre fiecare punct cardinal. Este vorba despre deschidere. Este vorba despre acel sentiment sau despre acea realitate care trebuie să se nască în inima noastră, că împărăția lui Dumnezeu nu e numai pentru noi, nu e numai pentru mine. Împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor oamenilor, tuturor celor care vor să intre în ea, tuturor celor care cred în Iisus Hristos, tuturor celor care, într-o formă sau alta, aderă la acest mister al mântuirii. Trebuie să excludem, și astăzi este o zi extraordinară, fiind, așa cum spunea și Preasfințitul la început, fiind ziua în care sărbătorim împreună Paștele, este o zi în care trebuie să mai eliminăm din viața noastră anumite bariere, anumite tendințe de a exclude și de a spune: noi suntem buni, noi vom ajunge în cer, ceilalți nu prea cred sau Dumnezeu știe. Această cetate, această viață veșnică are 12 porți, câte 3 îndreptate în fiecare, spre fiecare punct cardinal. Și obligația noastră este de a arăta și celorlalți acele porți, modul de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Avem așadar, iubiți credincioși, să spunem, aceste două posibilități, să ne imaginăm învierea și să ne imaginăm viața veșnică. Se spune că predica este un prilej potrivit pentru imaginație. Preotul vorbește și fiecare își imaginează sau se gândește la ce vrea. Nu e neapărat această idee. Însă a veni la biserică sau a avea o viață de creștin înseamnă a folosi acest dar într-un mod pozitiv. De noi depinde dacă imaginația este bună sau rea, și trebuie să o facem să devină bună. Trebuie să ne folosim mai mult de acest dar
pentru a ne imagina și realitățile spirituale, așa cum a fost învierea, așa cum va fi și sperăm că ne vom bucura într-o zi de viața veșnică. Și nu în ultimul rând, aș vrea să ne întrebăm împreună în al treilea aspect, dacă și cum ni l-am imaginat pe Duhul Sfânt, Mângâietorul despre care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, Mângâietorul care va veni trimis de Tatăl în numele lui Iisus și care ne va învăța toate și ne va aminti tot ceea ce ne-a spus Hristos. Cum ne-l imaginăm noi pe Duhul Sfânt? Avem atâtea, să spunem, descrieri sau imagini, porumbelul, focul, apa, vântul, dar personal, cum îl vedem noi pe Duhul Sfânt? La ce ne gândim atunci când auzim de Duhul Sfânt? Iubiți credincioși, dacă în cazul învierii la care nu am fost prezenți, un eveniment care s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dacă în cazul vieții veșnice, pe care încă nu am trăit-o, fiind un eveniment care va urma, dacă în aceste două cazuri e vorba doar de imaginație, când e vorba de Duhul Sfânt, trebuie să fie altceva, mai mult decât imaginație. Între noi și Duhul Sfânt trebuie să fie o relație, o legătură. Trebuie să simțim că între noi și Duhul Sfânt există ceva concret, că eu și Duhul Sfânt, că noi și Duhul Sfânt ne cunoaștem. Cum este, iubiți credincioși, relația noastră cu Duhul Sfânt? Ne ajută într-un fel Duhul Sfânt pe noi? Ne apropiem încet de sfârșitul timpului pascal. Săptămâna aceasta avem Înălțarea Domnului, peste puține zile vom avea și rusalile și timpul pascal se termină. Dar rugăciunea de la începutul acestei Sfinte Liturghii, i-am cerut lui Dumnezeu să ne ajute ca misterul pascal să se manifeste în faptele noastre. Duhul Sfânt este Cel care ne-ar putea ajuta acest mister pascal, această înviere a Domnului pe care o trăim astăzi, pe care o trăim timp de 50 de zile, să se vadă în faptele noastre. Simțim noi în vreun fel ajutorul Duhului Sfânt? Simțim noi că se manifestă învierea Domnului în faptele noastre? Sau, ca să revenim la imaginație, simțim noi că în ceea ce ne imaginăm se manifestă în vreun fel învierea lui Hristos? Sau imaginația noastră merge într-o cu totul și cu totul altă direcție decât învierea? Relația noastră cu Duhul Sfânt trebuie să devină una care să ne ajute ca faptele noastre să manifeste învierea. Ne pregătim împreună pentru sărbătoarea Rusalilor. Ne pregătim să-L primim pe acest Duh, pe acest Mângâietor. Și vrem, iubiți credincioși, sau ar trebui să ne dorim mai mult ca între noi și Duhul Sfânt să fie într-adevăr o relație. Depinde de fiecare modul în care își organizează timpul, viața, pentru ca Duhul Sfânt să devină o prezență. Tot despre predică, și acum spuneam că este un prilej potrivit pentru imaginație, tot despre predică se spune că are valoare în funcție de pilda care se spune. Sau oamenii sunt cei mai atenți la predică atunci când se spune și o pildă. Se dă un exemplu. Legat de Duhul Sfânt, am un singur exemplu de dat legat de această relație dintre oameni și Duhul Sfânt. Există cel mai bun exemplu în Sfânta Fecioară Maria. Este luna mai, luna Sfintei Fecioare Maria, și pe ea trebuie să o avem ca exemplu în relația noastră cu Duhul Sfânt. Ea este cea care a știut, călăuzită cu siguranță de Duhul Sfânt, să trăiască învierea. Ea este cea care l-a așteptat pe Duhul Sfânt după momentul învierii. Știm și ne rugăm cu toții, medităm cu toții acest mister în care Sfânta Fecioară Maria, împreună cu apostolii, se roagă și îl primesc pe Duhul Sfânt.
ziua Rusaliilor. De la Sfânta Fecioară Maria, iubiți credincioși, trebuie să învățăm și noi să stăm în rugăciune pentru a-L primi pe Duhul Sfânt, pentru ca viața noastră să devină într-adevăr o relație între noi și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, iubiți credincioși, nu ține de imaginație. Duhul Sfânt nu este ceva ce ne imaginăm noi. Duhul Sfânt este o prezență. Este acum, aici și vrea să facă parte din viața noastră. Vrea să fie pentru noi un mângâietor, cel care ne aduce siguranță și pace, cel care ne aduce lumină, cel care ne aduce deschidere spre ceilalți. Să invocăm la această Sfântă Liturghie atât mijlocirea Sfintei Fecioare Maria pentru a dobândi aceste haruri sau această prezență a Duhului Sfânt, cât și puternicia lui Iisus Hristos cel Înviat, puterea lui Hristos cel Înviat, pentru ca într-adevăr între noi și Duhul Sfânt să fie o relație. Și așa cum auzim des la televizor, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți, folosiți, consumați și așa mai departe, putem spune și noi, pentru sănătatea dumneavoastră, folosiți-vă cât mai bine de imaginați. Hristos a înviat! Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toți, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer. Picioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Tătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, uniți cu toții în bucuria învierii lui Hristos, să ne rugăm Tatălui din ceruri, ca viața izvorâtă din jertfa Fiului Său să se reverse asupra tuturor oamenilor. Părinte al vieții, dăruiește-i bisericii puterea să vestească pretutindeni în învierea mirelui ei și să le împărtășească tuturor oamenilor viața lui dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută toate popoarele să construiască o lume nouă pe temelii de dreptate, de dragoste și de dragoste frățească. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le celor suferinți, părăsiți și deznădăjduiți harul ca, înțelegând victoria Fiului Tău asupra răului, să-și poarte crucea cu încredere și seninătate. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă celor care astăzi ne apropiem de Sfânta Euharistie harul ca prin puterea ei să fim în lume martori ai învierii. Te rugăm, ascultă-ne! Redă-le celor aflați în păcat viața dumnezeiască a harului prin sacramentul pocăinței. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-i părtași pe cei răposați de bucuria Sfintelor Paști în împărăția luminii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne!
Dumnezeule atotputernic, în acest timp de mare bucurie, dăruiește bisericii tale ce se renuiește necontenit harurile pe care ți le cere în rugăciune, prin Hristos Domnul nostru. Aie bineviată divine morți Iisuse, călăcând pe moarte nevinegător, și tuturor ai dat dovadă că ești a tot stăpânitor. Și tuturor ai dat dovadă că ești a tot stăpânitor. Iată divine morți Iisuse, și tuturor le-ai arătat că ai murit de bună voie să ne răscumpere de păcat. Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul Dumnezeu, care de lauda și mărirea Dumnezeu și să se înalțe la tine, Doamne, rugăciunile noastre, împreună cu darurile pe care ți le oferim, în bunătatea ta curăță-ne de păcate, pentru că astfel să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii tale părintești, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și nimic cu Domnul tău, sus inimile. Dumnezeului nostru, revedere și revedere cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp prea sfânt în care a fost jertfit Mielul Pascal Hristos, Domnul nostru. El nu încetează să aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața ta, căci deși jertfit odată, el nu mai moare și dat fiind la moarte rămâne veșnic viu. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, te saltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plină este cerul, plină e pământul, nemărirea noi, o slavă întru cei de sus, bine este. Oh,
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești necontenit întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, de la, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și înfierea ta o adus. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutind. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. 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 Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă cererile noastre, precum
și noi iertăm greșiților noștri, ci nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de celălalt. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ceea ce a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pace. Acela care ia asupra sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Domnul Hristos, mărească-mi pe viața cea veșnică. Durerea grea, tu
Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care prin învierea lui Hristos ne reînnoiești pentru viața veșnică, te rugăm, înmulțește noi roadele tainei pascale și revarse în inimile noastre, puterea hranii aducătoare de mântuire prin Hristos Domnul nostru. Amen. Fiți credincioși, sunt câteva anunțuri pentru această duminică. Și pentru zilele care urmează, la biroul parohial puteți găsi noul număr al revistei Lumina Creștinului, numărul pe luna mai. Joi, 9 mai, este solemnitatea Înălțarea Domnului. Fiind sărbătoare de poruncă, Sfintele Liturghii vor fi ca în zilele de duminică. Sâmbătă, 11 mai, se celebrează Ziua Bolnavului la sanctuarul de la Cacica. Bolnavii care pot și vor să participe la acest pelerinaj sunt rugați să se... ar fi indicat să aibă cărucioare pentru ca deplasarea să fie cât mai facilă. Pentru mai multe detalii puteți apela la biroul parohial. Peste două săptămâni, în sărbătoarea Rusailor, aici în catedrală va avea loc un eveniment deosebit. Tinerii și adolescenții vor primi sacramentul mirului la liturghia de la ora 11. Cei care au în familie candidați la mir să susțină și să faciliteze participarea acestor candidați la tot programul de pregătire. Așadar, peste două săptămâni, în sărbătoarea Rusailor, va fi mirul aici, în catedrală. Dacă sunt persoane care doresc să fie nași pentru copiii care vor primi mirul și care nu au nași, aceste persoane sunt rugate să se anunțe la biroul parohial. În fiecare seară, fiind luna mai, înainte de liturghie, sunteți invitați la Sfântul Rozariu, recitat în comun, pentru a o cinsti pe Preacurata Fecioară Maria în această lună a florilor care este dedicată. Miercuri, 8 mai, începe novena pregătitoare pentru aniversarea nașterii episcopului Anton Durcovici. Episcopul Anton Durcovici s-a născut la 17 mai 1888. La fiecare Sfântă Liturghie se va recita rugăciunea prin care se imploră beatificarea episcopului martir Anton Durcovici. Luni, 6 mai, la ora 17, se vor face pozele pentru Sfânta Împărtășanie.
Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! Am înviat prea cum a zis, aleluia! Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeu, care ai binevoit să-mi bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrunește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, continuăm să trăim această zi sub semnul învierii cu toți frații noștri. Noi ne bucurăm pentru învierea avută, dar pe care o prelungim în timp, cu bucuria că Iisus ne promite că este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până la veci. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Give you